Încercăm prin toate mijloacele să asigurăm ieșenii cu o calitate a vieții mai bună și încercăm prin toate mijloacele să oferim ieșenilor ceea ce merită, un oraș curat, un oraș salubrizat corespunzător și un oraș în care să vrei să trăiești, să iubești să trăiești, să simți că trăiești. Câte? Astăzi cele 10 mopede pornesc 7, 3 vor fi după amiază, pe schimbul de după amiază. Încercăm și pe această cale și salubriștii să-i motivăm, să le arătăm că pot fi salubriști și pot fi demn pentru de meseria care o au, astfel încât toată lumea să fie mulțumită în orașul în care stăm. Devizia aceasta înlocuiește care? Această devizie vine în, ca urmare a unui exod al forței de muncă. Ne este foarte greu să mai angajăm salubriști, pentru că o parte din ei nu mai avem de unde să-i recrutăm. Avem 39 de posturi vacante. Am încercat cu o colaborare cu penitenciarul Iași, care merge și acum. Iar în momentul acesta, dacă un salubrist merge cu 2 km pe oră, golind coșurile de gunoi și salubrizând strada, aceste mopede merg cu 20 de km pe oră. Eu sper că cel puțin 7 salubriști va înlocui acest moped care este condus de un salubrist.
tyle. Zresztą to tylko ar fi mai frumos civilizat, adică orașul mai frumos decât să meargă omul cu motor, cu berodul pe ăla, așa. Mi se pare că ar fi standardul mai ridicat un pic. Credeți că este foarte bine? Nu știu că chiar foarte bine, dar e mai bine decât așa cum merge cu tonerul, da. Cam așa mi se pare, adică arată bine, da. Și dacă sunt electrice și nu poluează, foarte bine. Bine, da. Zic că e o idee bună. Nu știu prețurile și dacă îți permite firma asta. Să acționez mai mult, că ar trebui într-o oraș, ar trebui mai multe decât 10. Sigur. Ar trebui, da. Mulțumim. Da. Ce? În legătură cu mopede, este o idee inovativă, dar cred că se putea și mai bine de atâta. Cel puțin mie îmi stârnește amuzamentul. Nu știu ce să zic. Oricum, lumea trebuie să evolueze, nu? Da. Că ușurează. Civilizat ar fi ca fiecare să arunce gunoiul acolo unde trebuie, să nu fie necesare să cheltuim fonduri care ar putea fi alocate în alte direcții pe așa ceva. Adică cumva să ne facă curățenii alții în locul nostru. De multe ori mergem pe stradă, trecem în fața mea, văd oameni care trec pe lângă coș și aruncă gunoiul ce au în mână exact în fața coșului. Nu mi se pare normal. Dar credeți că aceste metode sunt utile? Sunt utile. Pentru că încă mai avem mult ca să ajungem la civilizație. Să vedem coșurile singuri. Sunt foarte utile. Cred că e o idee foarte bună. Acum depinde și la ce scară se fac. Sunt 10 deocamdată. Sunt 10. Și sunt aparțin de primărie sau? Da. Orice acțiune de ridicare a gunoiului e binevenită. Mulțumesc.